Specificul conferinței de familie întotdeauna este puțin delicat, pentru că nu are surprize pentru dumneavoastră. Dacă aveam o conferință despre vremurile din urmă, probabil că puteam să spun ceva care să vă impresioneze. Dar ce aș putea eu să spun despre viața de familie, în cadrul căreia noi suntem de când ne-am născut și o să stăm până când murim? Fiecare dintre noi este specialist în viața de familie pentru că e o experiență zilnică. Cât de caragios ar fi să-mi asum îndrăzneala să cred că vă pot spune ceva secret în legătură cu asta. Numai dacă cine știe ce bazaconie aș spune. Dar dacă o să spun lucruri sănătoase, înțelepte, atunci nu pot să vă spun surprize, pentru că, repet, este o experiență de viață. Aș vrea astăzi și mâine să vorbim despre viața de familie, menționând faptul că, din punctul meu de vedere, cea mai autentică pocăință din viața noastră este în contextul familiei. La biserică putem folosi într-o măsură mai mică sau mai mare ipocrizia, pentru că cei din jur nu ne cunosc atât de bine să poată verifica autenticitatea comportamentului nostru. Dacă ești îmbrăcat decent, dacă ai Biblia sub braț, dacă stai așa puțin mai liniștit, e ok. Când ajungi acasă, lucrurile astea nu sunt suficiente. Soția te miroase când te apropii de două-trei maile aproape de casă și datorită intensității cunoașterii, ipocrizia este absolut imposibilă în familie. Acolo este adevărata pocăință. Foarte probabil că nu veți găsi prea multe defecte până mâine când plec, pentru că dumneavoastră nu mă cunoașteți și întotdeauna musafirii par mai de treabă decât gazdele. Acesta e avantajul musafirului și dezavantajul gazdei. De aceea Mântuitorul a spus că acasă prorocul nu are prea multă trecere, că îi cunoști și defectele, nu numai calitățile, că tot timpul trăiești cu el. Și îi mai scapă omului una alta, suntem muritori. Dar când vine un musafir, nu-l cunoașteți și vă asumați că este un om perfect. E bine să credeți asta, că întotdeauna când folosim o atitudine pozitivă și o atitudine de bunăvoință, este un lucru bun, dar nu este un lucru adevărat. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta câte ceva în legătură cu copiii, adică privind la poziția de părinți, părinți în prezent sau în viitor, în cazul meu părinți în trecut, deși copiii ne trăiesc, dar sunt la casele lor, eu și Carmen avem 3 copii care s-au căsătorit și au fiecare câte 3 copii, respectiv 1, așa că am 7 nepoți în perioada asta și sunt foarte bucuros de ei. Înainte să ne căsătorim, nu știm cum e să fii căsătorit. După ce te căsătorești, nu știi cum e să fii părinte. După ce ești părinte, nu știi cum e să fii bunic și așa mai departe. Însă, ce pot să vă spun în legătură cu acest ciclu, aceste etape care se succed în viața unui om, este faptul că Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a așezat o frumusețe în fiecare etapă a vieții, ca niciodată să nu fie doar greu, să fie greu și frumos. Frumosul întotdeauna recompensează greutatea. De pildă, ce vreau să vă spun este faptul că, din punctul meu de vedere, viața de familie este cea mai grea experiență umană. Adică să fii soț te solicită atât de mult încât nimic nu te solicită mai tare decât asta. Sau să fii soție, același lucru. Ceea ce face căsătoria frumoasă sau plăcută este faptul că pe lângă această dificultate de a fi soț sau soție, este foarte frumos. Și frumusețea aceasta dă echilibru și balanță căsătoriei. Încep prin a spune faptul că copilul sau copiii care se nasc în familiile noastre, ei nu se nasc nici buni, nici răi. Ei se nasc copii. Și devin buni sau răi în funcție de mulți factori. Unii factori sunt înnăscuți și noi nu putem să-i schimbăm în niciun fel, sunt genetici, adică
Dacă un copil e mai mărunt, nu ai ce să-i faci. Așa va fi toată viața, un individ mai mărunt. Dacă va fi blond, dacă nu se vopsește, atunci va rămâne blond. Sunt anumite aspecte în viața noastră care sunt genetice și care nu se schimbă niciodată. Dar sunt altele dobândite, adică sunt formate prin repetiție și ele pot fi schimbate. Dacă ai un defect, atunci un defect de comportament, atunci îl poți corecta. De pildă, dacă minți, poți să faci efort să nu mai minți. Și dacă nu minți vreun an jumate, atunci nu o să mai minți deloc. Copilăria este o perioadă în care manifestarea autorității este posibilă. Să vă dau un exemplu. Pe mame, în mod special, că ele petrec timpul cu copiii acasă, le exasperează obiceiul copiilor de a le pune întrebări. Pun o grămadă de întrebări. Mamă, ce ăsta e cer? Dar de ce e cer? Niște întrebări care pentru un adult sunt destul de complicate. Dar atâta timp cât copilul întreabă, asta înseamnă că e în perioada în care învață. Când copilul nu mai întreabă, vreau să vă spun lămurit, copilul a ieșit din perioada în care învață. Oamenii de știință spun faptul că educația de bază a unui copil se realizează în perioada 0-2 ani. Când învață un copil limba mamei? La ce vârstă știe el să vorbească? La 2 ani știe? Da. Ei, atunci știe toate lucrurile din casă. După cum e în stare să învețe o limbă, e în stare să învețe și ce-i voie și ce nu-i voie. Asta înseamnă că educația la nivelul de bază s-a încheiat la vârsta de 2 ani. Când nu știi asta, aștept să se facă de 3, 4, 5, 6 ani, când deja el este deja educat, el știe deja ce trebuie și ce nu trebuie și dacă îi spui, îți spune să-l lași în pace. După ce trece de 12 ani de pildă, nici măcar nu mai poate să suporte să fie învățat și tot timpul ripostează. Și spune, mamă sau tată, m-ai plictisit, tot timpul îmi spui asta, deja mă doare capul, lasă-mă în pace. Și noi atunci încercăm să-l educăm, dar vremea în care el era dispus, când ne punea întrebări, noi nu am știut că aia e vremea. Noi am crezut că copilul nostru o să rămână veșnic copil și ori de câte ori o să ne ducem la el să-i spunem ceva, el spune, ce mult îți mulțumesc că ai venit să-mi repeți a mia oară chestia asta în care sunt profesor deja. Cei care sunt părinți tineri nu înțeleg prea multe lucruri din ce spun pentru faptul că ei privesc la nivel de viitor. Toți părinții care sunt tineri cred că vor crește copii care se vor face medici, miniștri, parlamentari și senatori. Vor fi pocăiți cei mai pocăiți din biserică, vor fi toți ordinați păstori, dirijori, membri în comitet. Dar o să vedeți că copiii dumneavoastră când se fac mari sunt copii ca toți copiii și de la păstor și de la președintele cultului până la ultimul convertit din adunare poate să aibă un copil care creează probleme. Pentru că și păstorii fac tot copiii din carne, ca toți ceilalți oameni. Nu-i de mirare dacă există uneori accidente într-o situație sau în alta cu privire la copiii noștri. Nu înseamnă neapărat că n-au fost bine educați. Problema este foarte complexă și cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât se deschide mai larg fereastra să putem privi dincolo de visele noastre pe care le aveam în tinerețe, unde nu acceptam că noi putem avea un copil care nu-i foarte cu minte, care s-ar putea să aibă o ieșire în decor pentru o vreme, s-ar putea să aibă parte de un accident în viața personală, în viața de familie, în viața socială, în viața de, eu mai știu ce să zic, profesională. Un proverb african spune că un copil, pentru a fi educat, e nevoie de un sat, de un sat întreg. Asta spune despre nevoia de a fi influențat. Vedeți, noi cei de vârsta mea care am venit din România, am venit dintr-un sat sau dintr-un oraș unde cunoșteam aproape pe toată lumea. În satul în care eu m-am născut, eu am fost o excepție prin faptul că părinții mei au divorțat când am avut 6 luni și am crescut fără părinți. La vremea aia mi s-a părut bine pentru că
nu aveam o autoritate care să-mi spună când să mă întorc acasă, ce să fac, ce să nu fac. Am fost crescut de bunici și am făcut aproape tot ce am vrut. Iar o mare parte din ce am făcut a fost greșit. De pildă, nu prea m-am dus la școală, aveam hobby-ul pe care l-am și acum cu condusul mașinii, atunci sigur că mergeam după tractoare. Aproape toată copilăria mea în școala primară, 04, în satul meu, tot după tractoare stăteam. Pentru că n-am avut un tată care să mă constrângă să fac lucrurile care trebuie. Când m-am trezit și mi-am dat seama că școala e necesară, deja eram la 20 de ani. Caracterul unei persoane determină felul în care el se va purta în viață. Închei introducerea asta făcând încă o afirmație. Uneori noi neglijăm faptul că un bărbat în calitate de soț nu poate să fie mai bun decât este în calitate de bărbat, de om, de individ. Deci, imaginați-vă aici un frate, indiferent ce vârstă are. Ei, el ca frate este de gen masculin. El, fratele de gen masculin, are probleme de caracter. Ei, când el se căsătorește ca soț, va duce problemele alea de caracter în rolul lui de soț. Și el va fi un soț cu probleme de caracter. Eu ca soț nu sunt mai bun decât sunt eu ca om, ca individ. Cum sunt eu ca individ, ca frate în Hristos, așa sunt ca soț, așa sunt ca tată. Indiferent unde mă duc, în ce oraș ajung cu mașina mea, ea are tot culoarea neagră, are tot jențile de pe partea dreaptă frecate de bordură, indiferent în ce oraș ajung. Când un om are probleme și se căsătorește, el nu scapă de probleme că s-a căsătorit. Știți cum este familia unor oameni? Este așa cum o fac cei doi. Câtă minte au ei, atâta minte are casa lor, familia lor, relația lor. Cât de pocăiți sunt ei, independent unul de altul, atât de pocăită e familia lor. Noi neglijăm lucrul ăsta și ni se pare că dacă ne căsătorim, așa ca printr-o minune se întâmplă ceva și băiatul ăsta care înainte să se căsătorească a făcut o grămadă de prostii, dintr-o dată devine băiat de treabă. Să nu credeți asta. Asta e ca mitul cu greuceanul și făt frumos. Nu e adevărat. Un om cum este ca individ în viața lui personală, așa e în rolul de soț. A fi soț e un rol, dragii mei. A fi păstor e un rol. A fi șofer e un rol. Orice facem în viață e un rol din existența noastră complexă. Eu acum sunt vorbitor. Dumneavoastră sunteți ascultători. Când plecăm de aici, devenim șoferi. Când ajungem acasă, devenim gazdă, mergem la noi acasă. Dacă mâine mergem să facem cumpărături, ne numim cumpărători. Dacă mergem la spital, ne numim pacienți. Când venim la biserică, ne numim credincioși. Viața noastră e plină de roluri, dar toate aceste roluri au calitate exact cât avem noi ca om calitate. Toate rolurile astea nu pot fi mai înalte, mai perfecte, mai bune, mai calitative decât sunt eu ca individul ăsta, cum mă vedeți pe mine. Dacă eu mint ca om, voi minți ca soț. Dacă eu umblu cu fofârliga ca om, voi umbla cu fofârliga în relațiile din familie și în relațiile de business, în relațiile cu frații din biserică, pentru că cu aceea, eu n-am două minți, una ca am minte de bunic, minte de soț, minte de pastor, nu, una am și cu asta lucrez în toate rolurile pe care le am în viață. Ce bine ar fi fetele și băieții înainte să se căsătorească, să considere adevărul acesta și să înțeleagă că nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Cum e băiatul sau fata cu care te căsătorești, așa îmbătrânești cu el sau cu ea. După 50 de ani de căsătorie, nu schimb nici cât e negru sub unghia mea. Nimic. Nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Noi avem dificultăți să ne schimbăm pe noi înșine, dar să schimbăm pe altul. Păi nu mai încearcă să o schimbi pe soție și o să vezi ce praf iese. Sau invers, pe soț. În sfârșit, ceea ce aș vrea să spun astăzi are legătură cu o întrebare care s-a născut într-una dintre predicile mele și sigur că nu neapărat, nu pretind că este originală întrebarea,
Dar pe ea am alcătuit anumite predici pe care le-am spus la binecuvântare și tot am clădit pe predicile acestea până au devenit un fel de seminar. Și o parte din seminarul acesta o să-l spun în această seară. Mâine nu o să mai vorbim despre părinți și copii și o să vorbim doar despre soț și soție. Întrebarea aceasta de care vă pomeneam se numește ce trebuie să știi când devii părinte. În primul rând, ar trebui să știm în general că copiii buni sunt crescuți de părinți buni. Copiii buni sunt crescuți de părinți buni. Nu întotdeauna este așa, dar de regulă este așa. Fiecare regulă are excepțiile ei, dar excepția nu desfințează regula, ci o întărește. Cea mai mare problemă cu care se confruntă părinții din generația noastră este ideologia timpului în care trăim. Vă vorbeam puțin mai devreme că în satul în care noi ne-am născut ne cunoștea toată lumea. Și aproape fiecare bărbat din sat era tata. Oricine mă vedea făcând o prostie, mergea și îi spunea lui bunica. Bunica afla imediat. Nu exista telefon și internet, dar până seara afla. Aici poți să faci toate prostiile din lume că nu află, nu are cum să afle. În mulțimea asta, în complexitatea vieții de astăzi, aici nu ne mai cunoaște nimeni. În dreapta ai un indian, în stânga un corean, în față un nu știu ce. De cele mai multe ori vecinii nu te salută. Dacă sunt americani, salută. Dacă nu sunt americani, atunci foarte probabil că nu salută. În satul din România exista o comunitate care trăia în părtășie. Oamenii se cunoșteau și erai supravegheat și acasă și în afara casei. Aici există foarte mult anonimat. Dacă vrei să faci prostile, poți face liniștit. Ți-ai mașina, pleci, ți închizi telefonul și dacă n-ai minte, dacă n-ai caracter, dacă nu te temi de Dumnezeu, dacă n-ai fidelitate, loialitate, aici te poți ascunde. Aici e ca un codru, e ca o pădure. Ei, lucru pe care ar trebui să îl știm, să ne aducem aminte, este că, în general, părinții buni cresc copii buni. Însă cea mai mare problemă cu care ei se confruntă este ideologia. Când eram în România, dacă nu aveai serviciu și te prindea poliția pe stradă, te întreba matale unde lucrezi și spunea eu nu lucrez. Dintr-o dată aveai probleme. Deci poliția te ajuta să ai serviciu, te obliga să ai serviciu. Aici nu te mai obligă, dacă nu vrei să ai, să fii sănătos, nu ai. Stai pe banii guvernului, nu sunt mulți, dar sunt cât trebuie. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că societatea din generația noastră nu te mai ajută să fii om, nu te mai ajută să fii pocăit. Dimpotrivă, te constrânge să nu fii. Dacă ești pocăit, dacă ești credincios, s-ar putea să ai probleme mai multe sau mai puține. Astăzi nu mai este apreciată pocăința. Acum 20, 30, 50 de ani, dacă erai pastor, era aproape egal ca și cum ai fi fost, ca și cum lucrai în guvern. Astăzi, dacă spui că ești pastor, toată lumea se uită la tine așa ca la o săracu. De ce? Societatea s-a bestializat, s-a animalizat. Spun asta uneori, exemplul ăsta, pentru a pune în evidență ceea ce vreau să spun. Am citit despre faptul că aripa tânără a partidului care guvernează în Suedia au făcut o mișcare de protest în Stockholm și au cerut două lucruri. Legalizarea pedofiliei și a necrofiliei. Asta înseamnă că ei vor să se legalizeze dreptul de a avea relații intime cu copii și dreptul de a avea relații intime cu oameni morți. Oameni morți. Oamenii morți, să știți cum sunt, sunt reci, n-au viață, sunt nemișcați. Întreb eu, ce fel de om trebuie să fii ca tu să-ți dorești experiența asta? Știți că dacă nu e cineva drag în sicriu, parcă nu te simți confortabil să te apropii de un mort. Ei, cam așa se gândește în generația noastră. Sigur că pocăința nu mai este un lucru apreciat, nu mai este un lucru aplaudat, nu mai este un lucru prin care să treci în fața oamenilor o persoană morală și respectată. Din acest motiv, trebuie să investim în copiii noștri pentru ca ei să nu fie ca cea mai mare parte a oamenilor, ci să fie ca părinții lor. Pentru asta însă, trebuie o muncă mai mare decât înțelegem când suntem tineri,
Și înțelegem deja când este prea târziu. Copiii au devenit adulți, s-au căsătorit sau nu, dar oricum nu mai sunt sub autoritatea noastră directă. Când vorbesc despre lucrurile astea, părinți buni și copii buni, mă refer la un anume gen de părinte. Haideți să vă dau câteva exemple, deși lucrurile acestea nu sunt noutăți pentru nimeni. Am ales 10 caracteristici de părinți și o să vorbesc câte puțin despre fiecare. Încep prin a vorbi de părintele indulgent. Părintele indulgent îl lasă pe copil să facă ce crede el, pentru că mentalitatea, în mod deosebit psihologia. Psihologia astăzi are foarte multă trecere și dezvoltarea personală. Astăzi, dacă intrați pe internet, la a doua propoziție întâlniți expresia dezvoltare personală. Așa se dezvoltă oamenii ăștia în vremea noastră, în generația noastră. Mă mir că mai rezistă să se dezvolte. Psihologia astăzi influențează foarte mult societatea. Psihologia este bună, ea este necesară, ea este practic o știință. Dar are aspecte care trec dincolo de adevăr. Astăzi, psihologia socială ne învață că nu trebuie să ne educăm copilul, nu trebuie să-l constrângem și nu trebuie să-l obligăm să facă ce nu vrea. Cu alte cuvinte, trebuie să-l lași să aleagă ce dorește el. Ei știu bine că copilul nu e capabil să facă decizii personale, că altfel i-am dat, dați-i drumurile, drive-l astăzi, dacă tot e așa, dați-i drive-l astăzi. Și cu asta am rezolvat-o, lăsați-l și să se însoare sau să se mărite. De ce nu îi lăsăm pe copii să facă decizii de genul acesta? Pentru că nu au capacitatea de discernământ și rațională suficient de dezvoltată ca să-și asume responsabilități de adult. Ei, părintele consideră restricțiile drept piedici în dezvoltarea copilului, iar dacă se bucură de libertatea deplină în interacțiunea cu mediu, crede că în felul ăsta copilul va deveni un adult foarte echilibrat. În momentul în care copilul crește fără reguli, când se va face mare, nu le va accepta. Iar dacă se va pocăi, va avea mari probleme să accepte regulile lui Dumnezeu. Noi asta știți că sunt tot felul de biserici unde se pocăiesc oameni, de pildă LGBT, dar ei tot în homosexualitate trăiesc. Sunt pocăiți, dar trăiesc în spurcăciune. Permiteți-mi să fac o scurtă paranteză și să împărtășesc cu dumneavoastră chestiunea asta. Deși faptul că e online ce vorbim noi face dificilă expunerea mea, pentru că dumneavoastră aici, fiind, înțelegeți despre ce vorbesc, sunteți în context. Dar oamenii care se uită uneori, se uită 5 minute, au 3 vorbe, ei nu le înțeleg în interiorul contextului, ci pur și simplu le agață de orice vor ei. Dar asta este. Numai să știți că Scriptura vorbește despre lucruri scârboase. Dacă citiți în Roman, capitolul 1, Pavel vorbește despre oamenii care îl părăsesc pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu îi părăsește pe ei, îi lasă în voia minților blestemate. Și ei ajung plini de, și Scriptura începe să ofere tot felul de adjective încercând să explice comportamentul acestor oameni. Și printre altele, vorbește despre lucruri scârboase. V-ați gândit ce înseamnă lucruri scârboase? Păcatul adulterului nu este nicăieri în Biblie numit lucru scârbos. Deși Pavel spune că este un păcat diferit și mai mare decât toate celelalte care e făcut în trup. Dar păcatele acestea scârboase se ridică în intensitatea păcătoșeniei lor deasupra adulterului și nu este nimic altceva decât perversiunile sexuale, oricare ar fi ele, în familie și în exteriorul familiei. Perversiunile sexuale sunt împotriva naturii. Dumnezeu ne-a făcut un corp biologic în care există conținutul nostru, ambalajul acesta material, și ne-a pus componente cu care mergem, cu care mâncăm, cu care auzim, cu care mirosim și, printre altele, ne-a pus instrumente pentru reproducere, numite organe intime. Ei, organele acestea intime sunt consacrate pentru intimitate. Perversiune înseamnă să te implici în intimitate sau, mai bine zis, în acțiune sexuală în cadrul familiei, să nu vorbesc în afara cadrului familiei, că atunci este adulter,
dar să folosești altceva decât organele cu care Dumnezeu ne-a dotat ca bărbat și femeie. Asta se numește perversiune. Iar aceste perversiune, Apostolul Pavel, în roman, de pildă, în traducerea pe care noi o citim Cornilescu, se numește lucruri scârboase. Un părinte indulgent va fi foarte liberal, va avea o perspectivă liberală cu copilul. Va evita să-l mustre, să-l certe. Tot timpul va spune, lasă-l că este copil. Până la ce vârstă este copilul copil? Când e copilul educabil? Când e copil sau când e adult? La toate aceste întrebări trebuie să ne răspundem, pentru că copiii noștri nu sunt veșnici copii. Ei sunt pentru o perioadă scurtă copii și după aceea se fac adolescenți, tineri, adulți și nu te mai atingi de el cum nu te atingi de Casa Albă. N-ai ce să cauți acolo. Când te apropii deja, te întâmpină domnii și te întreabă, matale, ce cauți pe aici? Copiii noștri au o perioadă de vulnerabilitate și atunci ei pot fi educați, învățați, instruiți. După ce perioada aceasta se încheie, copilul se închide, trece de pe pilot automat pe manual și nu mai ascultă la ce spunem noi. Un alt gen de părinte este părintele superprotector. În general, mamele sunt în felul ăsta, dar nu neapărat. Asta înseamnă o grijă exagerată față de copil, controlând total viața acestuia. Această atitudine nu face altceva decât a îl scoate pe copil din starea lui de responsabilitate și de a nu-l lăsa să se dezvolte. Nu-l lași să se obișnuiască cu greu, nu-l lași să treacă prin dificultăți care îl formează, îi dă destoinicie, îi dă răbdare, îi pune mintea la contribuție, îi stimulează creativitatea și pur și simplu părintele se comportă ca și cum copilul ar avea un handicap, încearcă să facă lucruri în locul lui, părându-i se că în felul ăsta îl ajută, dar de fapt copilul crește, pierzând toate clasele prin care trece, și acum nu mă refer la clasele de la școală, ci la clasele de acasă. Apoi este părintele cicălitor. În general, mamele sunt mai cicălitoare, că doar ele stau cu copiii acasă. Și această atitudine este rea, pentru că copilul, mai ales dacă e băiat, să știți că bărbații nu pot auzi două lucruri deodată și nu pot auzi lucrul repetat mai mult de 2-3 ori. Așa se face că în lumea bărbaților există următorul adevăr. Dacă îmi spui odată, mă informezi, dacă îmi spui a doua oară, mi-aduce aminte, dacă îmi spui a treia oară și de la a treia oară în sus, mă cicălești. Sistemul nervos, structura unui bărbat, nu este ca a unei femei. Uneori bărbații acceptă un stil de viață, acceptând să piardă anumite lucruri numai pentru liniște. Bărbații sunt niște oameni care își doresc liniștea. De obicei sunt mai tăcuți, ei sunt niște luptători, însă marea problemă este atunci când soția începe să se lupte cu ei, pentru că ei nu știu ce să facă. Un bărbat știe ce să facă când trebuie să se lupte cu un alt bărbat. Dar un bărbat nu știe ce să facă când când o femeie îl provoacă. Pentru că din punctul lui de vedere, el nu se poate lupta cu o femeie. Iar dacă femeia asta e soția lui, dilema e și mai mare. De multe ori, foarte mulți bărbați, pentru a avea liniște, trec peste principiile lor. Și pentru a avea liniște, acceptă compromisuri în interiorul familiei, în relație, numai pentru a nu fi cicăliți. Dacă există o soție care folosește cicăleala, ea își dă seama că funcționează instrumentul și atunci îl folosește și mai mult și mai bine. Nu vreau să prezint soția dintr-o perspectivă negativă și bărbații dintr-una pozitivă, ci vreau doar să spun următorul lucru. Dacă mama e cicolitoare, băiatul, în timp ce crește și devine bărbățel, el va încerca să scape de repetările astea, dă-i toată ziua. Și apare surzenia psihică. Surzenia psihică, în general, e mai bine folosită de bărbați decât de femei, pentru că bărbații nu sunt distributivi. De asta știți că creierul nostru e ca plămânii noștri. Adică sunt doi lobi ai creierului, unul în stânga, unul în dreapta. Ăla din stânga e al bărbaților și ăla din dreapta e al femeilor și ăla din stânga este al bărbaților.
Ei, femeile sunt distributive, având capacitatea să folosească în anumite situații ambii lobi și ele pot împărți capacitatea lor de discernământ, capacitatea lor cognitivă, în așa fel încât pot să fie implicate în două, trei activități în același timp. Un bărbat, în cea mai mare parte a bărbaților, nu poate să facă decât un singur lucru odată. Probați asta mâine sau în săptămâna viitoare. Dacă soțul face un lucru și vorbești cu el, nu te aude. Iar dacă te aude pur și simplu vorbind, nu înțelege ce spui. De ce? Pentru că în momentul în care el face un lucru, dacă vrei să te audă, trebuie să se oprească și să se concentreze și să te audă. De ce bărbații sunt așa? Bărbații sunt așa pentru că așa i-a alcătuit pe ei Dumnezeu. Imaginați-vă un dulap, psihologia explică așa, imaginați-vă un dulap care are mai multe sertare. Într-unul ai ciorapi, într-unul ai tricouri, într-unul ai eu mai știu ce ai. Ei, așa este structura psihică a unui bărbat. Și regula de bază este că un bărbat poate să-și deschidă un sertar, un singur sertar odată. Dacă el merge la biserică, el deschide sertarul cu biserica. Dacă acasă a avut un conflict, el închide sertarul cu familia și a uitat de conflictul. E, soția nu-i cu sertare și ea nu uită. Ea nu poate să-și lase conflictul acasă ca soțul. Ea l-aduce cu ea la biserică. Ea nu se poate preface. Tocmai de aceea spune la alte femei. Un bărbat nu spune despre faptul că se ceartă în veac. Dar o femeie, primul lucru pe care îl face este să spună despre chestia asta, pentru că în felul ăsta se eliberează. Ei, ce este bine să știm? Este bine să știm cum funcționăm. Dacă ai o mașină pe benzină și te obișnuiești cu ea și știi cum funcționează și la un moment dat îți cumperi una pe motorină, trebuie să schimbi mintea după ce ți-ai schimbat mașina. Pentru că altfel te comporți cu ea ca și cu aia pe benzină. Îi pui benzină și toate celelalte lucruri care sunt specifice unui motor pe benzină. Ce vreau să spun, dragii mei? Vreau să spun că noi, în primul rând, trebuie să ne cunoaștem pe noi. Îmi pare rău că cu 20, cu 30, mai ales cu 40 de ani în urmă, n-am știut lucrurile astea, pentru că n-au fost cărți, n-a fost Google, n-a fost internet. Am stat 20 de ani într-un sat foarte mic. După aceea m-am căsătorit. Nu erau învățători în biserică după ce m-am pocăit. Și așa am ajuns la probabil în jur de 30 de ani, 40 de ani. E adevărat că mai m-am dus la școală, am mai făcut rost de cărți, a apărut internetul. Dar ceea ce vreau să spun este că în general noi nu ne cunoaștem pe noi. Și dacă vreți să vă dați seama dacă vă cunoașteți sau nu vă cunoașteți, folosiți un test care este extrem de simplu. Ce părere ai despre dumneata? Dacă crezi că ești un om care știe multe lucruri, adevărul este exact opusul. Cu cât crezi mai mult că știi, cu atât mai mult nu știi. Cu cât ești conștient că nu știi, cu atât mai mult știi. Am să vă dau un exemplu. Are cineva o coră? Ok. O să folosesc bombonica asta mea. În comparație cu acest stativ. Observați că stativul ăsta e mult mai mare decât suprafața la bombonica asta. Aceste două elemente vor să transmită următorul mesaj. Asta este cât știu eu și asta este cât știu eu. Dacă știi atât de puțin, uitați-vă câtă graniță ai cu știi. Aici este ce știi și aici e ce nu știi. Înțelegeți? Cât reprezintă bomboana asta este cât știi. Și restul, ca în universul acesta, este cât nu știi. E, uitați-vă cât e aici. 2 inci? Aproape că nu e. Nu știu sigur dacă aici e 2 inci. În sfârșit, 2, 4, 6. E, vecinătatea cu nu știi este foarte mică. De aceea ți se pare că atâta nu știi. Hai să luăm exemplul ăsta.
Ia uitați-vă cât nu știe ăsta. Asta e cât știe. Ia uitați-vă cât nu știe ăsta. Dintr-o dată aici sunt, cred că, vreo 14-16 inci, dacă nu chiar mai mult. Hai să zicem, aici sunt 3 fiți și cu 2-5. Ia uitați-vă cât crede ăsta că nu știe. Cu cât știi mai mult, ți se pare că știi mai puțin, că te învecinezi pe o suprafață foarte mare cu nu știu. Și ce nu știi te face să percepi că ce știi este foarte puțin. Cu cât mergi mai mult la școală, cu cât citești mai mult, cu cât meditezi, cu cât stai mai mult în prezența unor oameni care te învață, ți se va părea că știi tot mai puțin, că știi tot mai puțin, că știi tot mai puțin. Cu cât nu știi deloc, ți se pare că știi mai mult. Pentru că cu cât e mai mică bombonica asta, vecinătatea devine tot mai mică cu cât nu știi. Și numai atâta crezi că nu știi, cât este suprafața asta mică aici în jurul ei. Ce am vrut să vă spun este faptul că eu cred la vârsta asta că trebuie să ne cunoaștem pe noi și în felul acesta ne vom da seama care este specificul nostru. Vom vorbi puțin mai târziu și închei în 5 minute, o să luăm o scurtă pauză și vom continua. Personalitatea unui om, tot timpul citim despre personalitate umană. Ce înseamnă de fapt personalitate umană? Personalitatea umană este formată din câțiva factori la fiecare om. Este formată din temperament, iar acesta este o zestre genetică cu care ne naștem și putem fi colerici, sangvinici, flegmatici sau melancolici. Aici nu poți să umbli nici după ce te pocăiești, nici dacă ești ordinat ca pastor, nici dacă ajungi președinte de cult, pentru că înălțimea mea nu se modifică indiferent ce se întâmplă cu mine. În avion sau pe pământ, muncitor în construcții sau manager la Apple, tot atâta de înalt sunt. Pentru că geneticul cu care eu m-am născut, zestrea mea genetică, este așa. În personalitatea unui om există o dimensiune de care nu te poți atinge. Cum te-ai născut, așa ești. Asta nu se schimbă niciodată. Al doilea element este unul unde poți să faci schimbări. Este caracterul. Când un om se naște, când un copil se naște, nu are caracter. Spațiul ăla e gol, ca o cutie care e goală. Caracterul se umple cu obiceiuri, iar obiceiurile se formează prin repetiție. Dacă fumezi odată, s-ar putea să fumezi de fiecare dată. Dacă minți odată, s-ar putea să minți de fiecare dată. Obiceiurile se formează prin repetiție. Psihologia spune că dacă faci de 30 de ori un lucru, foarte probabil că îl vei repeta restul vieții. Caracterul poate fi umplut cu obiceiul de a minți sau golit de obiceiul de a minți, pentru că e o zonă unde ai acces și poți să faci schimbări. Adevărul este că dependențele se creează mai ușor și se strică mai greu. Dar, în general, aici poți umbla, e modelabil. Al treilea element sunt aptitudinile. Ce este aptitudinea? Aptitudinea este capacitatea înnăscută. Iată, dar al doilea element genetic. Aptitudinea este capacitatea unui om de a avea înclinații înspre desen, spre sport, spre uman sau practic, spre, eu mai știu ce să zic. Dacă n-ai înclinații spre muzică, cum sunt eu, numai să nu mă auziți cum cânt. Am o inimă foarte mare și îmi place să cânt și când sunt singur, ori fluier, ori cânt. Dar când mai apare cineva lângă mine, de fluierat pot să fluier, că fluier bine. Dar de cântat nu mai pot să cânt. Pentru că nu știu de ce nu s-a terminat aici ceva. Asta este aptitudine. Unii cântă frumos, alții nu cântă frumos. Unii sunt sportivi de felul lor, alții au probleme să se deplaseze. Ei, fiecare dintre noi avem o anumită personalitate. Dacă nu ne cunoaștem, atunci nu știm cum să lucrăm cu noi. Nu știm cum funcționăm și dacă nu știm cum funcționăm, nu știm ce să îmbunătățim. De aceea este important să ne cunoaștem pe noi. Mai întâi ca indivizi. Și apoi individul ăsta are roluri. Are rolul de om căsătorit, are rolul de om cu copii, are rolul de credincios membru într-o biserică. În felul ăsta ne putem corecta, ne putem dezobișnui de anumite lucruri rele, cel puțin într-o mare măsură. Aș vrea să mă apropii de încheiere, trecând prin
celelalte caracteristici și apoi vom lua pauza de care spuneam puțin mai devreme. Părintele manipulator. Părintele manipulator este cel care încearcă să controleze emoțiile copilului. De obicei, mamele fac asta. Imaginați-vă următorul exemplu. O mamă poate să-i spună copilului, mai ales dacă e un pic mai măricel, mă, tu știi că eu sunt bolnavă, m-am îmbolnăvit ca să te cresc pe tine. Și ție nu-ți pasă de mine, mă. Pe tine nu te deranjează că eu sunt bolnavă. Ție ți-arde numai de prostiile tale. Asta se numește manipulare. Încerc să-i umbli la sentimente copilului într-o manieră nedemnă. O mamă nu trebuie să se comporte în felul ăsta. Trebuie să-și păstreze demnitatea de mamă fără să exploateze sentimentele copilului. Nu așa poți să stai de vorbă cu cineva din familie. Asta e exploatare. Sau părintele care este super autoritar. În general, bărbații sunt așa, tații. Ei sunt mai direcți, mai fermi, unii dintre ei sunt duri, poate chiar răutăcioși. Ei n-au intenția să fie răutăcioși, dar el a uitat cum era când era copil și se poartă cu o intensitate de duritate excesivă față de un copil care e mic, care se sperie și pe care îl traumatizează. Foarte multe fete se căsătoresc nu pentru că vor să se căsătorească, ci se căsătoresc pentru că vor să scape din familia părinților. Pentru că ori există alcoolism, ori există violență, ori există războaie cumplite. Nu vorbesc de familiile credincioșilor, că eu nu cred că oamenii pocăiți trăiesc în genul ăsta de relații. Vreau doar să spun că fiecare dintre noi ne naștem într-un mediu și ne dezvoltăm până pe la 12 ani în mediul ăla și nu o să scăpăm niciodată de influențele care s-au manifestat asupra noastră. O mare parte din fobiile, din depresiile și din anxietățile pe care le avem ca adulți au legătură cu ce ni s-a întâmplat în copilărie. Părintele inconsecvent este un alt gen de părinte și el se referă la genul de părinte care astăzi spune: de astăzi înainte o să dau eu militaria jos din pod. Și două zile o dă jos din pod. Dar după două zile militaria se urcă iar în pod și el devine iar foarte tolerant. Când se enervează și nu mai poate răbda, iar o dă jos din pod și iar se urcă și copilul nu mai știe ăsta cum e liberal sau e conservator. Când vine acasă să stă să vadă, e liniștit sau e nervos. Adică o persoană care nu are stabilitate emoțională și care nu are un stil de a fi, să știi și tu cum e. E când un părinte e de genul acesta, copilul e într-o stare de confuzie destul de intensă. Un alt gen de părinte este părintele care pune copilul invers. Ba da, am zis bine. Părintele care pune copilul pe primul loc. Probabil că mamele sunt predispuse să facă mai mult lucrul acesta pentru că ele sunt mai sensibile, pentru că copilul a stat în pântecele lor 9 luni de zile și pentru că mamele sunt mai conștiente decât bărbații cât de vulnerabil e un copil. Dar lucrul acesta poate fi exagerat și atunci mama devine super mamă și mini soție. Super mamă, plus mamă și minus soție. Vreau să vă spun ceva și încercați să mă înțelegeți, că dacă înțelegeți logic, atunci e bine. Noi facem două legăminte în viață. Unul facem când ne căsătorim cu o persoană de gen opus și unul facem cu Dumnezeu când ne botezăm. În afară de aceste două legăminte, noi nu mai avem niciun legământ cu nimeni. N-avem un legământ cu copiii, n-avem un legământ cu părinții, n-avem un legământ cu vecinii, cu rudele, cu pastorii, cu membrii. Legământul nostru este cu Dumnezeu și este cu tovarășul de viață. De aceea o soție nu-și poate pune soțul pe locul 2 pentru că copilul are sensibilități sau e mic sau are probleme de sănătate și atunci trebuie pus pe primul loc. Sper să mă înțelegeți. Nu vreau să vă spun că trebuie să fiți neglijente cu copilul. Vreau să vă spun că nu trebuie să fiți neglijente cu soțul. Pentru că copilul vine și pleacă. În 20 de ani se duce cum a venit. Și nici nu vă imaginați cât de nepăsător pot fi unii dintre copiii crescuți și ei de o mamă, că pe fiecare îl crește o mamă. Dar noi rămânem tot cu, era să zic, tot cu baba noastră, nu-mi permis să zic asta, iertați-mă, deja am zis. Este genul de părinte preot. Preotul este persoana care reprezintă un om înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că genul ăsta de părinte îl reprezintă pe copil în fața lui Dumnezeu.
Sunt părinți care se roagă pentru căsătoria copilului încă înainte să se fi născut și toată copilăria se roagă pentru treaba asta, încercând să facă o investiție puternică în legătură cu acest pas important din viața copilului. Dar e și Părintele Profet. Părintele Profet nu mai prezintă înaintea lui Dumnezeu și ia de la Dumnezeu și prezintă înaintea oamenilor. Și în încheiere, Părintele Împărat este părintele care îl învață pe copil să conducă. Ce trebuie să știm după ce devenim tată și mamă, pe lângă faptul că muncim până nu mai avem timp să ne odihnim, ca să ne întreținem familia, să ne creștem copiii, să-i trimitem la școli, să le oferim un stil de viață pe care noi nu l-am avut, părându-ni se că e de datoria noastră. De aceea am spus puțin mai devreme că ar trebui să știm. În al treilea rând, ar trebui să știm care sunt bazele educației din punct de vedere biblic. Dacă noi suntem oameni credincioși, trebuie să fim mai fideli Bibliei și să ne luăm de acolo hrana pentru suflet, pentru familie, pentru situațiile în care ne pune viața. Aici am pus o idee, modelul educației în Vechiul Testament și în Noul Testament. Aduceți-vă aminte de faptul că uneori auzim predici în jurul versetului din Proverbe, capitolul 22, învață pe copil care trebuie să urmeze și când se va face mare nu se va abate de la ea. Ce înțelegem de aici? De aici înțelegem cel puțin patru lucruri. Înțelegem că noi trebuie să ne dedicăm copiii lui Dumnezeu și asta o facem când îi binecuvântăm, când îi aducem pentru rugăciunea de binecuvântare. Asta înseamnă că îl închinăm pe copilul lui Dumnezeu. Apoi îl învățăm pe copil, îi transmitem informații. Ne ajută școala duminicală, ne ajută departamentul de tineri. Dacă al închina pe copil are legătură cu credința noastră, al învăța pe copil are legătură cu rațiunea noastră, cu faptul că mintea noastră, noi ne facem un plan să punem valorile noastre pe care le avem în mintea copilului și el să urmeze și el calea aceasta pe care noi o considerăm cea mai bună. Apoi este instruirea. Asta înseamnă să-l ajuți pe copil să facă ceea ce știe. Știți vorba românească, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Asta înseamnă că e mai ușor să știi decât să faci ce știi. Asta are legătură cu motivația. Întotdeauna cei care vor să se lase de țigări au dificultăți să se lase de țigări pentru că nu-s motivați să se lase de țigări. Bunicul meu a fost vânător, care m-a crescut pe mine, și a fumat toată viața. Tușea ca un tractor. Și pe la 70 și ceva de ani, țin minte că eram adolescent când am mers cu el la doctor, la oraș. Și doctorul i-a făcut o rază și după aceea i-a spus: moșule, dacă mai fumezi, mori. Din clipa aceea, bunicul n-a mai băgat nicio țigară în gură niciodată. Pentru că frica de moarte a fost o motivație atât de puternică încât l-a lecuit. Întreabă tinerii astăzi ce să fac să scap de pornografie sau de alte păcate, nu-mi permis să le mai spun aici că nu are rost. Știți ce le spun? Nu poți să scapi. Nu poți să scapi, clar. Deși exagerez când spun asta, dar nu mult. Știi când vei scăpa? Când toată biserica în care ești, în care te duci tu va afla. E, rușinea aia va fi atât de mare încât te vei lecui. Sau vei trece printr-o experiență dramatică, un accident, o nenorocire, un necaz. Marile schimbări din viața noastră nu se fac într-o situație de normalitate, ci numai într-o situație de criză. Crizele sunt marile binecuvântări din viața noastră, pentru că sunt momente de resetare, sunt momente în care suntem motivați să luăm decizii pe care, deși ne-am fi dorit, dar n-am putut să le luăm. Da, să știți că noi avem anumite lucruri pe care le ascundem, mai nu-s grozave. De ce nu le lăsăm în urmă? Nu le lăsăm în urmă că e greu să le scoatem afară. Mai ales dacă nu-s vizibile. Cele mai grele, păcatele de care ne vom pocăi cel mai greu, sunt păcatele care nu se văd. Pentru că atunci când se văd, și rușinea de oameni ne ajută să ne oprim. Dar dacă sunt din alea care nu se văd, o să murim cu ele. Deși par negativist, scopul meu nu e să fiu negativist, ci să spun adevărul.
Haideți să vorbim puțin despre modelul de educație din Noul Testament. Nu vreau să întind vorba mult cu lucrurile astea, pentru că, în general, nu sunt lucruri adânci sau lucruri noi. Dumneavoastră le știți la fel de bine ca mine. Am vrut doar să surprind următorul lucru. Vă rog să vă gândiți un pic la ele. Aici. Uitați-vă un pic aici. Valoarea pe care un om o are este în funcție de vârsta lui. Când suntem copii, primim valoare prin părinții noștri. Ai valoare prin apartenență. Vă dau un exemplu. Îl întâlnesc pe un copil și îl întreb: al cui ești, mă? Și el spune: sunt copilul lui Cosmin Avram. Ei, dintr-o dată, prietenia pe care eu o am cu Cosmin Avram o transfer asupra la copilul acela. Și mă comport cu el cum mă comport cu taică-su. Întâlnesc un alt copil: tu al cui ești, mă? Cum îl cheamă pe taică-tu? N-am tată. Sau am tată, dar e în pușcărie. Care va fi atitudinea mea față de copilul acela? Indiferență. Iată dar cum un copil în adunare are valoarea părinților lui. Dacă părinții lui în adunare sunt văzuți bine, noi, fără să ne dăm seama, îl vom trata cu respect pe copilul ăla. Noi suntem foarte subiectivi, în timp ce ni se pare că murim de drept ce suntem. Copiii au valoare prin apartenență la părinții lor. Cine-i taică s-o hotărăște cum îl respectă adunarea și ceilalți copii. Tinerețea are valoare prin educație. Pe un copil îl întreb: al cui ești? Pentru ca să știu cum mă compor cu tine. Dar nu mai întreb pe un tânăr de 25-30 de ani: al cui ești? Ăsta îl întreb: cu ce te ocupi, mă? Dacă spuneți la facultate, îți scoți pălăria. Sau dacă spune: domne, lucrez, am business-ul meu, fac o grămadă de bani, îți scoți pălăria. Dar dacă spune: nu pot să-mi împrumut 50 de lei, că n-am bani să bag benzină. Ei, dintr-o dată îi scade prețul sub zero. În timp ce o persoană în vârstă are valoare prin realizări, pe la nu mai întreb ce face în viitor, că viitorul nu prea mai e. Îl întreb: ce ai făcut în viața ta? Și el spune: domne, am făcut și eu o casă, am făcut și eu câțiva copii pe care i-am crescut, am fost implicat în creșterea nepoților, am muncit în biserica lui Dumnezeu, am fost în misiune. Mă rog, vorbesc acum de un nivel mediu, obișnuit. Iată dar cum primim valoare în viață. V-ați gândit vreodată că uneori copiilor noștri s-ar putea să le fie rușine cu familia din care face parte? Eu am fost un astfel de copil. Dacă cineva mă întreba al cui sunt, întrebarea asta era îngrozitoare, pentru că nu știam ce să-i spun. Dacă îi spuneam sunt al lui Florea Mițoi, Florea Mițoi plecase din localitatea aia cu 20 de ani în urmă, de fapt când m-am născut eu, la 6 luni după ce m-am născut, și nu-l mai știa aproape nimeni. Dacă îi spuneam că sunt al lui Bunicu, Minea Țepuș, întreba: dar cum, mă, moșul are copii de vârsta ta? Și pur și simplu nu puteam să-i spun al cui sunt. Toată lumea mă punea într-o situație extrem de delicată. V-ați gândit vreodată și la aspectul acesta? Probabil că ne va motiva un pic mai mult pentru imaginea noastră publică și socială să ne gândim la zestrea pe care o transmitem copiilor noștri. Uneori spunem că copiii sunt neascultători și nu-și respectă părinții, dar noi n-avem capacitatea să ne uităm la suferința pe care a îndurat-o copilul la o copilărie întreagă datorită lui taică-sa și a lui maică-sa. Nu spun că lucrul ăsta e bun sau rău. N-am eu calitatea și nici cunoștința necesară să evaluez. Spun lucrul ăsta că poate fi real. Că e bun sau rău, nu știu, dar știu că poate fi real. Haideți să încercăm să mai aducem o idee ca un fel de răspuns. Ar trebui să știm că formarea unui copil se realizează prin educație. Aud și eu, ca și dumneavoastră, predicatori care spun: e important să ne rugăm, nu să mergem să facem teologia. Dom'le, ești serios când spui asta? E important să ne rugăm, e adevărat. Dar teologia nu e... Dumneata știi ce e a teologie? Apropo, ce e a teologie? Teologie este interpretarea Bibliei. N-ați avut până acum în biserică un frate care a venit aici și a spus: fraților, eu predic din Biblie.
Dar ce vrea să spună? Vrea să spună că ăștia pe care i-a găsit aici, ăștia nu predică din Biblie. Dar noi de unde predicăm, bă, frate, din Coran? Ce rost are să te afișezi cu astfel de afirmații pompieristice? Ce vrei să spui, de fapt? Că dumneata ești ca singurul predicator care predici din Biblie. Frații mei, știți cât predicăm noi din Biblie? Cât citim din ea. Atât. Textul la început. Nu mai ai Biblie. Restul e teologie. Teologie este explicația Bibliei. Citim textul, aia e Biblie. Lăsăm cartea și la urmă vorbim 30 de minute, 40, depinde când ne dă fratele păstor. Sau cât e bloc în program. Vedeți cât e Biblie și cât e teologie? E, unii încearcă să dea valoare rugăciunii, pun două lucruri în conflict. E cel mai nepotrivit exemplu să spui: păi eu nu țin la copil, dar nu țin la nevastă. Dar nu compara două lucruri bune, că pe unul primești și pe unul excluzi. Cum să spui că rugăciunea e bună, dar teologia nu e bună? Compară rugăciunea cu fotbalul, cu sportul, vorbind de lucrurile spirituale. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că oamenii care nu se împacă cu cărțile le vorbesc de rău. Oamenii care nu se împacă cu rugăciunea o vorbește de rău. Omul care nu se împacă cu munca spune că nu e importantă. Nu-i cinstit să ne comportăm în felul ăsta. Lucrurile au valoare în sine, nu trebuie să le dăm noi valoare sau le luăm noi valoarea. Am vrut să spun prin ideea asta că noi ar trebui să ne aducem aminte că formarea unui copil se realizează prin educație. Educația este esențială. Uitați-vă la Dumnezeu, că El spune așa. De sute de ori există în Scriptură afirmația aceasta: așa vorbește Domnul. Dacă ați muta atitudinea asta la tata pentru fiul lui, cum ați spune? Bă, copile, ascultă-mă ce-ți spun. Ce înseamnă asta? Îl învață, îi aduce aminte, insistă, se ține de el. Bă, copile, bagă la cap că eu am fost ca tine, dar tu încă nu ești ca mine. Asta se numește educație, fraților. Adevărul e că muncim mult. Pentru că trebuie să facem față la un stil de viață care e nebunesc în comparație cu acum 50 de ani. Acum 50 de ani oamenii munceau ca să mănânce. Acum 100, 200, 500 de ani oamenii munceau doar ca să mănânce, atât. Astăzi noi avem o grămadă de lucruri pe care trebuie să le cumpărăm și să le întreținem. Mașină, casă. Păi în casă avem aparatură de probabil sute de mii de dolari. Dacă le luăm pe toate, fierul de călcat, uscătorul, mașina de cafea, microwave și aragaz și frigider și... Se strâng foarte mulți bani. Dar bunicul nu avea nimic din toate chestiile astea. Avea un șopron unde ținea vaca. Eu nu spun asta ca fiind bine sau rău. Vreau să spun numai că noi suntem purtătorii unor mari poveri și cu prețul înstrăinării de proprii noștri copii. Pentru că muncim mult, mult, mult și nu avem timp să-i vedem când se fac mari. Îi ducem la binecuvântare, îi ducem la botez și îi ducem la cununie. Și după aceea ne duc la groapă. Sunt puțin cam sadic, dar vreau să fiu intenționat așa pentru ca să vă atrag atenția. Rolul, partea bună a unei conferințe nu este calitatea informațiilor neapărat. Partea bună a unei conferințe este o atmosferă de cercetare personală în care accepți, îți asumi riscul să intri. Pentru că dacă plecați de aici fără să faceți o mică schimbare, ca tați, mame, soți, soții, n-ați câștigat nimic, pot eu să vă spun, cele mai noi descoperiri științifice. Pentru că nu ne ajută la nimic. O astfel de conferință are rolul să pună împreună oameni de același fel, părinți, mâine soț și soții. Și împreună să acceptăm faptul că oricât de pocăiți am fi, avem multe slăbiciuni. Viața de familie e o viață pe care, într-o mică măsură, noi o neglijăm. Trebuie să accept faptul că primii 10, poate chiar spre 15 ani din viața mea de cuplu, au fost ani grei pentru soția mea și eu n-am știut. Eu n-am avut imaginea unui tată pe care eu să cresc văzându-l și când am devenit eu soț, să spun: bă, aici n-a făcut bine tata ca soț, aici a făcut bine. Eu n-am avut imaginea unui tată lângă mine. N-am văzut când un tată greșește și face bine.
Și am fost o persoană care m-am inspirat din comportamentul bărbaților din satul meu și în felul ăsta m-am raportat la soția mea. Și a trebuit să mă schimb. Asta nu înseamnă că doar eu a trebuit să mă schimb, dar eu numai schimbarea mea o controlez. A trebuit să mă schimb și am făcut unele schimbări, nu pe toate. Ce bine ar fi fost să mă schimb de la început sau să fiu schimbat deja, dar nu am fost așa. Legat de ideea asta, educația este modul în care aduci un copil la nivelul la care vrei să-l aduci, am pus aici procesul învățării în etapele de vârstă. Deși e aproape banal de simplu, gândiți-vă la următorul lucru. Cum poți să-l înveți pe un copil un lucru? Tata face un lucru și copilul se uită. Mâine, tata face același lucru, dar îi cere copilului să-l ajute. Poi mâine, tata îl pune pe copil să facă și el doar îl ajută pe copil. Și a patra zi, tata îl pune pe copil să facă un lucru și el se uită. Aceste patru afirmații vorbesc de fapt despre un proces lung în care noi nu îl lăsăm pe copil în puf, că nu se învață dacă îl lăsăm așa. Copilul trebuie obișnuit cu greu, nu cu ușorul. Că pentru ușor nu trebuie să fie obișnuit. Copilul trebuie să fie pus în situația să ia decizii, să-și folosească discernământul. Ce aleg? Aleg microfonul ăsta sau pe ăsta? Păi nu știu. Bă, copilă, tu trebuie să știi. Că mâine te însori și o nenorocești pe fata aia. O iei de la taică-s-o și o duci nicăieri. El trebuie să se învețe de mic. Dar dacă noi îl împingem înspre o viață unde nu-l interesează de nimic, n-are nicio responsabilitate, niciodată nu e confruntat cu o limită, cu o presiune, cu o tensiune, când se va învăța? Asta era ideea care vreau să o transmit. Lăsați-mă să spun încă un lucru care cred că este esențial din materialul ăsta pe care l-am pregătit și mă refer aici la la metoda educației. Noi tot timpul ne întrebăm care ar fi cea mai bună metodă, să fiu un pic mai aspru, să fiu un pic mai tolerant. Am să vă ofer câteva exemple ale oamenilor lui Dumnezeu mai mari din Scriptură, să vedeți cum s-au comportat ei cu copiilor. Haideți să ne uităm la Eli. Vă aduceți aminte de preotul Eli? Cum numiți atitudinea lui de neimplicare, de aproape indiferență? Exact așa, neintervenție. Ăsta stătea pe un scaun și Biblia ne spune că nu a luat atitudine cu privire la copiii lui. De ce? Probabil că aceștia îl disprețuiau și o fi pierdut respectul față de el. Probabil că o fi fost în conflict, probabil că s-o fi săturat, era omul sătul de zile, bătrân, nu-l mai interesa nimic. Dar indiferent care e adevărul, era marele preot din vremea aia. El era în timpul serviciului și trebuia să și-l facă și nu și-l a făcut. Dar nu raport cu alții, ci cu proprii lui copii. Observați neintervenția cât de gravă e. Vă aduceți aminte că Dumnezeu s-a supărat pe el? S-a supărat foarte tare pe el. Noi avem calitatea, nu pastorul să spună copiilor noștri, al cui e copilul ăla? Nu pastorul trebuie să-l audă când fuge prin biserică și deranjează. Eu trebuie să-l aud primul, că e al meu. Mi-aduc aminte că astăzi, în satul, în orașul meu, după ce m-am pocăit, era o biserică creștină după Evanghelie, la care eu am mers un pic, și era o biserică mai mică și fiica noastră mai mare, era de vreo 3 anișori, și eu stăteam cam pe acolo, pe scaunul de la hol, ea era o persoană mai energică, a stat la mine în brațe un pic și s-a dat jos că o mânca pielea și s-a îndepărtat de mine din ce în ce mai mult, până când s-a dus până la ușă, lovea cu palmele, venea la amvon, lovea cu palmele, mie mi-a crescut pulsul la, cred că, cel puțin 150, trecea pe lângă mine, încercam să-i fac semne, ea știa că eu în adunare nu pot să-i fac nimic. Și a făcut traseul ăsta de câteva ori până am agățat-o de hăinuță, am scos-o afară, ne-am dus acasă, i-am spus ceva la ureche, am lăsat-o acolo și m-am întors la biserică. Și astăzi ține minte experiența aia.
Că am dus-o acasă și i-am spus ce i-am spus acolo, n-a fost rău. Că am lăsat-o singură și am plecat, așa am gândit la vremea aceea. Ceea ce vreau să vă spun este că copiii noștri, ei își dau seama până unde pot să ne exploateze, pentru că ei ne cunosc mai bine decât ne imaginăm noi. E, omul ăsta a fost un om care nu a intervenit. Apoi, Manoah, metoda democratică. Aduceți-vă aminte cum s-a comportat cu băiatul lui. Metoda autoritativă, Saul, aduceți-vă aminte cum l-a frânt pe băiatul lui. A fost un om dur, un om care a crezut că dacă răgnește, atunci toată lumea o să stea drept în fața lui. Frica funcționează, dar în momente de criză, în momente normale n-ar trebui să folosim frica. Totdeauna le spun oamenilor care au o autoritate, nu-ți folosi autoritatea. Nu-ți folosi puterea pe care ți-o dă poziția care o ai. Nu ți-o folosi. Dacă ți-o folosești, folosește-o odată în viață. Dar nu mai spune oamenilor, bă, eu sunt aici conducător. Păi dacă ai ajuns să spui asta la biserica care știe că ești conducător, înseamnă că e jenant să le mai spui lucrul ăsta. Dar ei știu deja că ești conducător. De ce simți nevoia să spui asta? E, așa este, așa a fost Saul. Aduceți-vă aminte de Iacov. Aduceți-vă aminte de văduva prorocului, metoda rugăciunii. Aduceți-vă aminte de prietenul călătorului, un prieten între doi prieteni. S-a dus la unul să ceară pâine pentru celălalt. Probabil că ideal este metoda lui Avraam, metoda autoritară. Vă aduceți aminte ce spune Geneza capitolul 18 cu versetul 19? Eu știu că Avraam va porunci. Adică un om care se poate impune în fața copiilor. Încercați să vă răspundeți dumneavoastră pentru dumneavoastră. Mai aveți trecere în fața propriilor copii? Dacă au 10 ani, când îl chemați vine? Sau trebuie să vă rugați cu bomboane de el să vină? Dar dacă are 15 ani și îi spui, te rog frumos să vii pentru că vreau să vorbim. Te rog frumos să faci lucrul acesta. Ascultă, vă respectă, chiar dacă nu-i place, v-ați câștigat dreptul acesta de a-i spune ce să facă. Asta nu înseamnă că îi iei dreptul de a hotărâ în funcție de vârsta pe care o are. Ci asta înseamnă, în anii care au trecut, ți-ai adunat un capital de încredere și respect în fața propriului copil? Asta vorbește despre calitatea noastră de părinți. Un copil te va respecta când îl respecti. O soție te va respecta când o respecti. Un om din biserică te va respecta când îl respecti. Un om te va saluta când tu îl saluți. Un om te va ajuta când tu îl ajuți. Nu te aștepta să facă alții ce nu faci tu. S-ar putea să ni se facă copiii mari și pur și simplu să întârzie să vină acasă pentru că nu vor să se întâlnească cu noi. Să știți că sunt foarte mulți părinți din biserică care din nefericire au raportul ăsta cu copiilor. S-au purtat cu atâta neînțelepciune, cu atâta duritate, cu atâta ipocrizie, încât copilul vede acasă și îl vede la biserică. Și pur și simplu nu poate să-și explice cum se împacă cele două diferențe ireconciliabile. Dragii mei, să știți că viața noastră trece cu fiecare zi și tot ce facem în ea se așează în marele total numit viața noastră. Dacă copiii noștri nu ne respectă, să știți că într-adevăr nu suntem vrednici de respect. Copiii noștri ne cunosc, ei ne cunosc poate mai bine decât oricine altcineva. Când el se joacă prin casă și a impresia că e pe telefon, el aude, el vede, el simte, el pe toate le pune în arhivă. Și când ajunge la 15-20 de ani, ce spune el despre tata și mama este adevărul. Ce spune copilul meu despre mine? Pastorii știu și nu numai ei știu. Sunt momente când înmormântăm pe cineva și ne este destul de greu pentru că nu știm ce să spunem. Și sunt momente când înmormântăm pe altcineva și există o atmosferă plină de har și toată lumea are o mare admirație față de persoana care a plecat la Domnul. Doi oameni care au trăit pe același pământ. Doi oameni care au avut un stil de viață publică aproximativ la fel, dar în particular au fost foarte diferiți.
Dacă copiii noștri nu ne respectă, ceva nu-i bine cu noi. Sigur, pot fi tot felul de excepții. Nu vorbesc despre acestea. Am vrut să vă spun de faptul că dacă îi luăm pe oamenii ăștia la rând, vom constata că Dumnezeu l-a vorbit de bine pe Avram cu privire la capacitatea lui de a se impune în fața familiei lui. Dar ca să se impună, le-a slujit. Când băiatul ăla i-a venit vremea de însurătoare, la inițiativa lui, l-a trimis pe Eliezer să-i găsească nevastă. I-a poruncit ce fel de nevastă să-i găsească. S-a ocupat de detalii. Știți cum se numește atitudinea lui Avram? Responsabilitate. Dacă copilul meu mă vede responsabil de el, nu doar de haine, de computer și de jucării sau bani, de el ca ființă, ca persoană, atunci în inima lui se naște admirația pentru tatăl lui, că el vede cât de ocupat sunt, dar nu l-am neglijat. Știu că nu există nici părinți perfecți, nici copii perfecți, dar de la a fi perfect până la a fi indiferent, e un drum lung. Nu vreau să pun presiune pe conștiința dumneavoastră. Nu vreau să vin cu un standard inuman să vi-l prezint. Vreau doar să spun următorul lucru. Suntem o generație de oameni care avem acces la foarte multe oportunități. Și uneori ne neglijăm pe cei mai apropiați oameni de noi. După cum mâine o să spun că persoana față de care vorbim poate cel mai fără respect este soția. Dacă mă întâlnesc cu o soră din adunare, îi spun poftim, dumneavoastră, îi deschid ușa. Cum mă compor cu nevasta mea? Îi spun dumneavoastră? Nu. Nici n-ar fi bine. Dar de acolo până la fă sau ia mai du-te și mai lasă-mă în pace. De ce suntem politicoși cu oamenii pe care îi vedem rar și absolut acri cu oamenii pe care îi vedem zilnic, adică cu nevasta, cu bărbatul, cu copiii și cu părinții? De ce? Eu nu mă suport în situația asta, deși nu-s mai bun decât niciunul dintre dumneavoastră, toți suntem la fel. Dar eram la părinți. Mă gândesc să mai spun un lucru sau două așa scurt. Și aici, cred că ar fi bine să amintesc ideea asta, că mi se pare potrivită și contemporană. Există posibilitatea să ne implicăm în educația copiilor mai întâi prin... să influențăm pe copii mai întâi prin educație. Să știți, conducerea înseamnă influență. Gândiți-vă la un lider. Polițist, pastor, șeful de la servici, Biden, președinte sau oricine, orice persoană care are o autoritate. Dacă omul care are o autoritate nu poate influența pe cei peste care are autoritate, el nu este un conducător bun. Calitatea de lider, de conducător, se măsoară în intensitatea influenței care o ai asupra oamenilor. Te respectă oamenii? Te urmează? Dacă da, atunci influența asta pe care o ai asupra lor pune în evidență competența conducerii tale. Când vorbești și oamenii nu te ascultă, deja ăsta este un semn că trebuie să te tragi înapoi. Întotdeauna conducerea e direct proporțională cu influența. De fapt, conducere înseamnă influență. Ce înseamnă să fii tată? Înseamnă să-ți influențezi copilul. Spre ce? Evident, spre succes în viață, cu educația de fiecare zi. Ei, asta vreau să pun în evidență. Noi trebuie să ne influențăm copiii și prima metodă prin care influențăm este educația. Copiii petrec mult timp cu noi. După ce încep cu grădinița și merg la școală și ajung la liceu, dacă merg la facultate, se și mută din oraș. De obicei se mută din oraș. Cât mai interacționez cu el la telefon? Tati, sunt ocupat, lasă-mă că trebuie să învăț. Mai schimb două vorbe cu el la două zile. Dar l-ai 24 de ore în primii 4 ani acasă. În timpul ăsta se realizează educația și noi dăm un telefon în mână, un smartphone și sigur că și noi încercăm să facem o treabă bună, ca să avem timp să facem mâncare, ca să avem timp să, eu mai știu ce să mai facem. Dar apoi, un alt mod de a influența pe copii este prin exemplu personal. Spuneam puțin mai devreme că
copiii ne respectă sau nu. Dacă nu ne respectă, nu mai imaginați-vă cât de mare este tragedia asta. Apoi, un alt mod prin care putem influența este prin disciplinare. Întotdeauna când îi influențăm prin educație, îi învățăm. Întotdeauna când îi influențăm prin exemplu personal, le arătăm. Întotdeauna când îi influențăm prin disciplină, îi corectăm. Disciplina întotdeauna corectează. Ea merge la pas cu educația. Educația învață, disciplina corectează ezitările educației. Apoi putem să influențăm prin iubire. Asta înseamnă că îi ajutăm. Dacă stau să mă gândesc de ce eu m-am convertit, mi-aduc aminte foarte bine detaliile. Nu le mai spun că devin supărător cu experiența mea și nici nu vă interesează pe dumneavoastră. Dar mai mult m-am pocăit din rușine față de Dumnezeu și din regret pentru că l-am ofensat, decât din frică că merg în iad. Cea mai mare formă de pedeapsă este ca cineva să-ți facă bine când meriți să-ți facă rău. Iertarea și iubirea e cea mai mare formă de pedeapsă când ți se dă fără să le meriți. Tocmai de aceea oamenii vin la Dumnezeu. Asta spune Biblia. Națiunile Pământului vin la tine pentru că tu le asculți rugăciunea. Orice om se roagă, Dumnezeu îl ascultă. Nu trebuie să te califici ca Dumnezeu să se asculte rugăciunea. Vă puteți imagina ce bunătate? Nu-i de mirare că cel puțin la necaz oamenii se duc la Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că și copiii noștri vor veni la noi atunci când vom avea bunătate față de ei? Toți cei care aveți copii, probabil că fiecare dintre ei, mai ales băieții, au avut și o formă de neascultare cândva în viață. Cum ne comportăm noi cu copiii noștri când greșesc? Mi-ar fi plăcut să am 3 copii care sunt cei mai inteligenți din oraș, care sunt cei mai inteligenți din biserică. Dar am 3 copii normali, pentru că și eu sunt cel mult normal. Îmi iubesc eu copiii mei așa cum sunt? Sau pur și simplu i-aș fi iubit dacă ar fi fost mai bun sportiv, mai bun cântăreț, mai inteligenți și mai premianți? Îmi iubesc eu copilul meu când nu merită? Aduceți-vă aminte de pilda fiului risipitor. Când s-a întors copilul ăsta acasă, știți unde era taică-so? Pe drum, în fața curții, în fața porții, în fața casei. Îl aștepta pe băiatul lui să se întoarcă. A știut că se va întoarce. A știut că într-o grămadă de bani pe care nu i-ai muncit, îi vei risipi și dacă îi risipești fără să mai pui la loc, oricât de mare ar fi grămada de bani, se vor cheltui într-o zi. Și probabil de 2-3 ori pe zi ieșea în fața curții să se uite în direcția în care plecase. Și într-o zi, în timp ce a ieșit, poate a mia oară sau mai mult, băiatul chiar se întorcea acasă. I-a cheltuit jumătate din avere, l-a făcut de rușine și i-a dat palpitații la inimă, a făcut hipertensiune de atunci. Sau diabet. S-a dus, l-a îmbrățișat și s-a scuzat și la băiatul mai mare și la ceilalți. Băiatul meu a fost mort și a înviat. Vițel tăiat, inel de aur, haine scumpe, pantofi de treabă. Și ai că vine de la Oxford. Pe prăpăditul ăsta și pe derbedeul ăsta, așa primești tu? Deci înseamnă că ești un tată slab. Să știți că bunătatea autentică e foarte vecină cu slăbiciunea. E foarte vecină cu slăbiciunea. Dacă am de ales între a fi dur sau slab, aproape că de cele mai multe ori aleg să fiu slab. Pentru că momentele cruciale din viața mea l-am întâlnit pe Dumnezeu în care a fost atât de bun, încât pur și simplu nu mi-a venit să cred că poate fi atât de bun. Ce cred eu este că mila biruiește judecata. Ce cred eu este că ceea ce face farme cu unui om este bunătatea. Să fim nervoși, aroganți, restrictivi și să punem limite la alții în timp ce pe noi ne ia vântul și dimineața și seara. Iertați-mă, asta este jenant. Nu vorbesc despre toleranță, nici despre iresponsabilitate, nici despre coborârea standardelor. Vorbesc despre înțelepciune și bun simț. Vorbesc despre echilibru și despre
capacitatea de a fi om adaptându-te la fiecare situație în care te afli. Probabil că ar trebui să știm că favoritismul părinților va conduce la rivalitatea copiilor. Asta este o idee pe care am luat-o din Geneza 25. Isaac iubea pe Esau și Rebeca iubea pe Iacov. Aceiași doi părinți s-au polarizat, unul iubea pe un copil și unul pe un copil. Copiii nu s-au înțeles niciodată cum nu s-au înțeles părinții. Soția, probabil că era mai bună de gură, să nu spun rea de gură, că nu stă frumos, în timp ce el era mai molicel. Vă aduceți aminte când s-a întors Eliezer cu fata, ce făcea băiatul? Isaac este prezentat în Scriptură, Biblia, de niciun patriarh nu vorbește așa de puțin Biblia ca despre Isaac. Ăsta a fost un om atât de liniștit, încât a fost îngrijorător de liniștit. Și s-a căsătorit cu o fată foarte puternică, care sigur că când doi merg pe un cal, unul stă în față. De aici s-a ajuns la polarizarea din casa lor și doi frați nu s-au înțeles absolut niciodată. Pentru că mai vă aduceți aminte de ce îl plăcea el pe Isaac, pe Esau? Că îi aducea să mănânce carne de vânat. Ce jenant! Să-ți alegi un copil ca preferință personală, transmițându-i celuilalt mesajul că nu-ți place, nu te interesează de el, doar pentru faptul că ți-aduce în fiecare zi câte o căprioară. Aproape că nu-ți vine să crezi. Mai sunt două idei. Ambele sunt făinuțe, sunt foarte folositoare. O să spun pe prima. Asta este una dintre ideile care a revoluționat viața mea în domeniul ăsta. Există posibilitatea. Există posibilitatea să stimulăm răbdarea copiilor. Există posibilitatea să stimulăm răbdarea copiilor. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că răbdarea este un lucru care se învață. Răbdarea e o alegere. Dragostea este o alegere. Iertarea este o alegere. Nu trebuie să simți nimic. Nici când iubești, nici când ierți și nici când rabzi. Nu trebuie să simți absolut nimic. Trebuie numai să alegi să faci lucrurile astea. Haideți să vorbim despre răbdare. Răbdarea se cultivă, se învață. Sunt melancolici, spre exemplu, ei sunt mai predispuși spre răbdare, că sunt foarte introvertiți. Flegmaticii și ei sunt destul de răbdători, deși ei sunt mistocarii satului. Sangvinicii nu prea sunt răbdători, deși ei sunt politicoșii satului. Colericii sunt scandalagii. Vorbesc puțin neîngrijit când spun că sunt scandalagii, iertați-mă, am spus cam prea mult. Dar am spus-o puțin mai plastic, ca să pun în evidență și să nu mai fie nevoie de explicații. Adică sunt oamenii foarte dinamici, foarte activi, foarte reactivi, dar dincolo de a fi melancolic și predispus înspre, noi confundăm melancolismul cu răbdarea, poți să-ți cultivi răbdarea indiferent ce gen temperamental ai, prin faptul că răbdarea se poate cultiva. Gândiți-vă la următorul lucru. Promisiunea făcută de părinte poate să genereze răbdare la un copil. De pildă, dacă unui copil îi place înghețata, probabil că el cel puțin o dată pe zi va cere înghețata. Asta înseamnă că dacă îți cere de două sau de trei ori într-o zi, odată îți alegi să faci experimentul. Deci odată este repetiție la vioară sau la pian. Acum nu e vorba despre înghețată, înghețata este doar contextul. Acum e vorba de faptul că îl pui pe copil să repete, să exerseze răbdarea. Cum? Îi spui, dragul meu, nu pot să-ți dau înghețată acum, dar îți dau peste o oră. Uite, e 9 fix, la 10 îți dau înghețată. Da, tati, te rog frumos, dă-mi acum. Copiii pot să insiste până când primești ceea ce nu există. Și îi spui, uite, haide să ne înțelegem. Mă pot înțelege cu tine ca cu un băiat mare sau fată mare? Da, ok. E nouă. Promiți că până la 10 ai răbdare și la 10 îți promit solemn că îți dau înghețată? Bun, și copilul spune ok, aștept până la 10. De fapt, ce se întâmplă de la 9 la 10?
își exersează răbdarea. El gânduie numai la înghețată. Dar el se oprește. El se oprește singur. Pentru că a promis că 60 de minute va aștepta. Această așteptare îl pune în situația să învețe să se înfrâneze. Stă cu piciorul pe frână. Ei, ce faci dacă în fiecare zi o oră cu niște gantere potrivite faci așa? Păi în 10 ani o să-ți faci haină la comandă, că să fac bicep și mari, nu? Normal, că exersezi. La fel e cu răbdarea, dragii mei. Ce se întâmplă? Ei, ce se întâmplă este un fapt științific din punct de vedere al psihologiei. Aici este vorba despre autoreglare. Reglare personală. Autoreglarea spune că amânarea satisfacerii unei dorințe sub promisiunea că la ora cu tare se împlinește dorința este un exercițiu al minții în ceea ce privește cultivarea răbdării. Dacă o mamă sau un tată știe treaba asta și începe să facă lucrul ăsta de la vârsta de 2, 3, 4, 5 ani, în funcție de vârstă îl aplici, că la 2 ani înțelege cât înțelege. Ei, atunci copilul ăsta când se va face mare, el are deja o experiență de 10, de 15 ani în care tot timpul a făcut exerciții. Și e bun la domeniul ăsta. În felul ăsta se exersează răbdarea și asta nu e o poveste. Puteți să încercați să lucrați în ideea asta pe propria viață. Amânați să faceți un lucru pe care trebuie să-l faceți ca și preferință personală, ca și dorință personală, în mod intenționat spune așa, amân peste o jumătate de oră să fac lucrul ăsta. N-ai niciun motiv să amâni, decât simplu fapt că ți-i impui pentru ca să exersezi răbdarea. Răbdarea este ca un mușchi, deși e doar o decizie. În momentul în care facem așa, putem să ne înfrânăm. Înfrânarea poftelor sau autocontrolul este una dintre cele mai importante lucruri în viața unui om. Lăsați-mă să vă spun, deși nu e timpul acum să vă spun treaba asta, sunt câteva lucruri în viață care sunt mai importante decât toate. Gestionarea sexualității, gestionarea mâniei, gestionarea banilor, gestionarea timpului. Nu-i timpul acum, dar probabil că mâine vom trece un pic pe lângă ideea asta. Gestionarea sexualității. Una dintre cele mai importante, cele mai puternice instincte primare ale omului e legată de sexualitate. Cel mai important organ este creierul. Cele mai importante substanțe neurotransmițătorii pe care noi avem în cap, dopamina, serotonina, adrenalina și toate celelalte, cele care creează reacții prin amestec și care creează dependențele de care astăzi oamenii sunt terminați. Toate au legătură cu chestia asta. Un bărbat care are stăpânire pe frânele lui, are frână la propriul lui corp, la propriile lui alegeri, cuvinte, vorbe, inițiative. Dar nu numai un bărbat, dar în mod deosebit un bărbat pentru că ei au inițiativa, ei sunt echipați de Dumnezeu să inițieze. Gestionarea sexualității, asta definește pocăința unui om. Gestionarea mâniei, a nervilor, asta dovedește pocăința unui om. Noi definim pocăința prin venitul sau nevenitul la biserică. Oameni buni, hai să fim un pic serioși. Nu minimalizezi importanța venirii la biserică, dar dacă asta este pocăința noastră, atunci nu știu dacă nu cumva musulmanii ne întreg la capitolul ăsta. Gândiți-vă doar că dincolo de aparențe există o viață spirituală autentică pe care noi o cunoaștem, chiar dacă e private. Noi știm cum stăm cu pofta ochilor, noi știm cum stăm cu dorințele care nu le manifestăm în public, dar le manifestăm în particular. Gândiți-vă că copiii noștri întotdeauna ne văd. Astea nu sunt secrete în familie. Și chiar dacă sunt, sunt pentru o perioadă scurtă. După aceea sunt cunoscute. O să încheiem că timpul a expirat, dar numai pentru vedere, că nu mai avem timp de explicație, am să vă arăt chestia asta. Îmi permiteți 2 minute? Uitați-vă un pic aici. Aici sunt 5... Nu se vede pe televizor. Paratresnetele astea de acolo
sunt cele 5 dacuri de la Casco unde vin tirurile și parchează ca să descarce. Alea sunt cele 5 porți din cele 5 simțuri, percepții senzoriale din mintea unui om. Văz, auzi, miros, pipăiți și gust. Vedeți, ele vin din mediul de hrănire, vin de unde trăim noi, sunt percepțiile senzoriale ale noastre. Cea mai importantă este văzul, mai ales pentru bărbat. Aduceți-vă aminte de Matei, capitolul 5, care spune: dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, dacă cineva vede o femeie și o poftește în inima lui, dacă vede, e ok, dar dacă o poftește, atunci nu mai este ok. Ei, uitați ce se întâmplă când noi primim informații din mediu. Ele intră în această... Cercul ăsta este capul omului. Jumătatea de sus este zona conștientă, jumătatea de jos este zona subconștientă. Noi nu avem niciun habar ce este aici. Acolo sunt toate lucrurile din trecutul nostru. Orice poză, orice experiență, orice imagine, orice am văzut sau am auzit. Dar nu suntem conștienți că e lumina stinsă. Când prin simțurile astea intră informații din mediu, noi în funcție de valorile pe care le avem, le sortăm. Care e informație bună, de calitate, în cazul nostru, care e informație duhovnicească și care e informație firească. Scoatem informația firească afară și lăsăm informația duhovnicească, care coboară în subconștient și generează reacții, adică acțiuni inconștiente. Asta este la un adult, pentru că un adult are conștient. Dar dumneavoastră știți că copiii nu au conștient. Un copil la un an, la doi, la trei. Ce se întâmplă dacă un copil moare în primii trei ani? Merge în iad sau în rai? Nu-mi răspundeți, numai gândiți-vă. Aici, lângă biserică, se presupune că sunt două case, una lângă alta. Ambele case, părinți, fiecare au câte un copil, doi băieți. Ambii băieți au un an de zile. Ambii băieți mor, să zicem, într-un incendiu. O pereche de părinți dintr-o casă sunt pocăiți și altă pereche de părinți nu sunt pocăiți. Deci, un copil care a murit are părinți credincioși, celălalt are părinți necredincioși. Unde merg copiii ăștia? În rai sau în iad? Dar nu-mi răspundeți. Numai gândiți-vă. Unde merg? De ce merg unde merg din punctul dumneavoastră de vedere? De ce? Care este capul de acuzare a lui Dumnezeu? Uitați-vă, vă rog, un pic aici. Copiii nu au conștient. Ei primesc informații, dar nu au discernământul să le sorteze. Și toate intră în sufletul lor. Uitați încă o imagine și am încheiat. Ăsta e capul unui adult. Ăsta este filtrul de aer la motor. Ăsta este selectorul care dacă vreți, ăsta e sistemul de apărare din Ucraina care anihilează o grămadă de bombe aruncate de ruși. E, copilul nu are chestia asta. El e o victimă. Tatăl și mama trebuie să aibă grijă de ce intră în el. Că el n-are filtru, e gol, e pușcă. Uitați-vă la un copil care este o victimă, n-are capac. Capacul acesta începe să apară pe la 7-8 anișori, 10 spre 12, la fete mai repede, la băieți un pic mai târziu. Pentru că băieții se dezvoltă mai greu când sunt copii. Un copil e o victimă. Dacă taică-sul și maică-sa în casă vorbesc urât, el nu are capacitatea să înțeleagă că e rău. El va lua obiceiul ăla. El ia toate obiceiurile, pentru el nu există bine și rău. Deloc. Copiii dintr-o familie sunt victimele la ce se întâmplă în familia aia. Dacă are doi părinți care sunt conștienți de faptul că copilul ăsta nu trebuie să fie expus la substanțe interzise, la otrăvuri, la raze periculoase și trebuie protejat. Părinții vor avea grijă să nu le expună la lucruri care din punct de vedere spiritual sunt otrăvitoare, sunt periculoase. Pentru că el singur nu poate să facă lucrul ăsta, că nu e conștient. Dumnezeu are două categorii de oameni cărora nu le cere socoteală. Oamenilor bolnavi psihic
și copiilor care nu sunt conștienți de realitățile vieții. S-ar putea să fiți la vârsta la care aveți astfel de copii mici. Dacă îi trimiteți într-un anturaj, cum sunt grădinițele sau școlile, după potrivite ideologiei contemporane, ei nu știu cât de grave sunt lucrurile alea, pentru că nu au capacitatea să le priceapă, dacă-s micuți. Asta ne face pe noi responsabili să punem în mințișoara lor lucrurile care mai târziu vor deveni valori pentru viața lor. În felul ăsta trebuie să privim responsabilitatea de părinți. Trebuie să controlăm ce văd ei. Toți spun că închei, așa sunt predicatorii, când s-au pocăit de păcatul ăsta, nu știu dacă va fi mai bine sau mai rău, dar mă gândeam să închei spunându-vă următorul lucru. Aveți grijă cu device-urile, pentru că ele pot fi un mare rău pentru copiii. Copiii sunt curioși. E normal să fie curioși. Dacă n-ai văzut niciodată Niagara, vei fi foarte curios să o vezi. În momentul în care un copil primește un smartphone pentru că mama vrea să-l sune când iese de la grădiniță sau de la școală și apoi el se duce și cu el în cameră, nu vă gândiți că pornografia este un automatism care se formează atât de repede și e una dintre cele mai puternice adicții. Și toate astea se instalează pe fondul nepăsării sau a necunoașterii fenomenului din partea părinților. Orică vor liniște, orică vor ca copiii să aibă o activitate și să-i lase în pace, orică, oricum copiii se impun și până la urmă tot ei câștigă. Faceți diferența între telefon și computer. Ăsta nu este telefon. Ăsta nu este telefon, dragii mei. Ăsta este și telefon, dar este cea mai slabă funcție din... Ăsta e computer. Ăsta are internet și pot să mă duc pe el oriunde. Un telefon înseamnă doar un astfel de device care are doar capacitatea să sune și sau să transmită un text message sau nu. S-ar putea să par ciudat, dar o să vă dați seama mai târziu, dacă acum nu vă dați seama, cât de îngrozitoare este o adicție legată de sexualitate. Cât de predispuși sunt oamenii spre zona asta. Să aveți mare grijă cu copiii dumneavoastră, cu nepoții dumneavoastră. Nici nu vă vine să credeți că de pe la 5, 6, 7 ani în sus ei sunt preocupați de genul ăsta de activități. Mai ales că generația copiilor lor fac toate lucrurile mult mai devreme decât le-am făcut noi. Feriți-i de orice device care are internet. Dacă aveți nevoie de telefon, sunt ceasuri și telefoane care sunt doar telefon și puteți să țineți legătura cu copilul. Puteți să-l controlați, dar feriți-vă să le dați timpuriu internet și acces la internet. Nu-i lăsați să stea pe device-uri cu internet. Îndrăznesc să spun că bag mâna în foc că ei se duc spre pornografie. Dumneavoastră nu vă imaginați cât de informați sunt copiii dumneavoastră. La 5-6 anișor, aproape știu totul. Sună așa de ciudat, probabil, să vă spun lucrurile astea. Dar să știți că adicția pentru pornografie este una dintre cele mai puternice. Și toți oamenii care experimentează acum adicție, ei știu că nu se pot lăsa. După asta urmează autosatisfacerea și o grămadă de probleme în cuplu legate de sexualitate. Și toate se formează în casele unor pocăiți care citesc Biblia, care se roagă și care nu înțeleg niște mecanisme din capul oamenilor și riscul din casele lor. Când îl lași pe un copil să se ducă cu bomba asta la el în dormitor. Ce crezi că face ăsta seara, noaptea, singur în dormitor, sub pătură, cu chestia asta? Când toate casele de prostituție sunt aici în ăsta. Toate nudurile din lume sunt aici. Nu sunt obsedat, nici nu sunt dezaxat sau dezechilibrat. Sunt doar realist. Și vreau să vă încurajez să aveți grijă de copiii dumneavoastră, pentru că orice dependență se îndepărtează foarte greu din viața unui om, mai ales cele legate de sexualitate. Freud a scris foarte mult pe tema asta și o grămadă din ce a scris el, eu cred că nu sunt lucruri bune, dar o parte din ce a spus el sunt lucruri adevărate.
De aceea vă încurajez, dragii mei, aveți grijă nu doar să vă creșteți copiii, aveți grijă să-i educați. Iar în procesul educării, feriți-i pe copii de repetarea unor acțiuni care instalează dependența și nu o să-i mai puteți dezvăța aproape, poate niciodată sau foarte greu, cândva. Mă rog lui Dumnezeu să vă speriați de lucrurile astea atât de mult încât să fiți foarte precauți, să verificați. Puneți tot felul de programe pe computer sau pe device-urile pe care le aveți în casă ca să vă asigurați că copiii dumneavoastră stau departe de pornografie. Este marele flagel. Uitați-vă că toate lucrurile pe care le încurajează ideologia contemporană este libertatea și permisivitatea spre zona imoralității. Pentru că de acolo nu-i va mai scoate nimeni. Uitați-vă că tot ce permite astăzi au legătură cu intimitate. Cu femei, cu bărbați, cu copii, cu adulți. Așa, doar o informație. 72% dintre oamenii care lucrează în ferme cu animale fac sex cu animalele. Asta se numește zoofilie. 72% dintre toți lucrătorii care lucrează în ferme de animale. De unde bestialitatea asta? Este o înclinație a cărnii. Degeaba la nivelul Duhului noi intrăm în dimensiunea asta și cântăm cântările Domnului. Ce facem când plecăm de aici? Cum ne comportăm? Cum ne gestionăm propria sexualitate? Ce se întâmplă cu noi și cu imaginile pe care le-am pus în vremea nevegherii, în mintea noastră, alea nu se uită în veac. Noi nu putem uita ceva ce am văzut vreodată în viață. Ea poate coborâ pe un raft unde e lumina stinsă, dar o singură dată dacă mai aduci o imagine similară, toate alea vor ieși, pentru că noi avem un administrator în cap, o funcție care întotdeauna asociază lucrurile și le pune pe categorii. Nu vreau să vă sperii și nici să vă țin aici peste măsură de mult, deja am trecut câteva minute, am spus două și mi-am luat cinci. Aș vrea să vă fiu cât de mult pot de folos, nu pentru că sunt specialist, eu sunt un om simplu ca dumneavoastră, dar aș vrea să vă sperii suficient de mult ca să vă țineți copiii departe de moarte și de dependențe care îi poate distruge și îi poate neferici. Și să fiți foarte exigenți, fiți exigenți și conservatori. Pentru că în felul acesta dumneavoastră și familiile dumneavoastră veți sta departe de păcat. Veți dezvolta sfințenia, o viață trăită în puritate. Și copiii se vor obișnui cu stilul acesta de viață. Și când se vor face mari, nu doar că vor veni la biserică, deși asta este foarte mult, dar vor avea o viață creștină autentică, vor avea o viață de calitate. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ceea ce noi le permitem. Să devenim mai exigenți, să devenim mai supraveghetori. Și să fim siguri că la vârsta asta inocentă, când ei nu deosebesc binele de rău, nu au acces la lucruri care le stimulează sistemul limbic, partea asta din creier care se ocupă cu oferirea de plăcere ca să te conducă la fericire. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru copiii bisericii, să ne rugăm pentru alți frați și surori ca și noi, să ne rugăm pentru copiii care nu au tată și nu au zidul ăla și ei trec peste, să ne rugăm pentru copiii care nu au mamă sau cine știe ce nu au și sunt expuși și sunt vulnerabili la păcat. Dumnezeu să ne călăuzească rugăciunea prin Duhul Sfânt. Amin.